Diciamo un pic di unt. Așa, să-l adaug. Să dau o lingură de iaurt. Adăugăm sare. Așa. Zahăr vanilat. Așa. Lămâie o să sting cu bicarbonat. Așa. O să stingem. Punem în formă prăjiturica noastră. Eu am uns tava. Așa. Și o să punem la cuptorul pe incens. La 170 de grade, 25 minute. Acesta este blatul nostru. L-am făcut. O să-l tai în jumătate.
O să facem crema, punem zahăr, să pun 150. Așa, să batem. O să pun întărituri de frișcă, pentru că să fie frișcă grosuță și să întărească. Asta îmi trebuie. Și o să pun întărituri și o să amestec. Crema noastră s-a întărit. Se pun esență de vanilie. Și o să mai mixez un pic. Așa, crema. Acum o să încercăm să punem peste blat. Așa. Acoperim. Acoperim pe tot. Îmi place că n-are multă frișcă. Și am așa niște pomușoare, vreau să-i pun pentru ei. Se pun niște pomușoare așa între cremă, să dea o culoare așa mai pomușoare de coacăză. Și o să dea o nuanță frumoasă. Să mă las și o să pun și pe el așa deasupra. Da. Asta e culoarea. Așa, am pus pomușoarele de coacăză. Punem și blatul deasupra, mângem.
Vedeți cum arată. Foarte fain. Încercăm deja să-l formăm. Eu am făcut niște nucă. Am caramelizat-o. Am pus un pic în tigaie de zahăr. Am copt nucile, le-au fost coapte. Și am caramelizat nucile noastre, le-am format. Și o să-l îmbrăcăm. O să dăm un aspect. Foarte bună crema. Așa îi dă un gust. Nu este grasă. Smântână 18%. Zahăr vanilat și un tăritor de frișcă. O să încercăm să punem nuca. Facem așa niște din fructele noastre care le avem. Coacăza noastră. Așa. Să încercăm să-i punem nuca. Și pe aici, pe părți. Așa arată prăjiturica noastră. E bucătarea. L-am denumit tort, dar este ca un tort. E rețeta mea personală. Vă doresc poftă bună. Arată fain. Dragile mele, vreau să vă prezint prăjiturica. Tortulețul. Eu i-am zis tort, dar e ca tare prăjiturica. Așa arată. Și aici, înăuntru, dați-vă cu mine.